În fiecare an, pe data de 14 octombrie, creștinii ortodoxi o sărbătoresc pe cuvioasa Sfânta Paraschiva. Cunoscută și sub numele de Sfânta Vineri, sărbătoarea Sfintei Paraschiva reprezintă un prilej de apropiere și mărturisire pentru credincioși. Cuvioasa Paraschiva a trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea. S-a născut în Epivata, o localitate din apropiere de Constantinopol, aflată pe țărmul Mării Marmara. În tradiția populară, Sfânta Vineri era considerată stăpână peste lumea femeilor, îndeletnicirilor acestora fiind controlată de ea. Ce sărbătoare este astăzi? Da, Sfânta Paraschiva. Cine este? Da, asta nu mai știu. Nu mai știu asta, că nu e nici religia mea. Nu este religia dumneavoastră? Sunt reformată. Și atunci nu o sărbătoriți? Nu. Dar știați cine este, fiind o personalitate în lumea creștină? Da, am știut, că doar mă uit la televizor și asta, dar nu. Cine este Sfânta? Sfânta este tămăduitoare de boli. An de an, în Moldova se adună credincioși și da. Să stea la moaștele. Ați fost? N-am fost niciodată, n-am fost. Aș fi dorit, dar n-am mers. Ați fi vrut să mergeți acolo? Da, și acum de la serviciu am fugit un pic la Sfânta Biserică să mă închin, să mă rog Sfintei și merg înapoi la serviciu. Ce sărbătoare, știți ce sărbătoare este astăzi? Astăzi este în 14 octombrie. E o sfântă. Oare Sfânta Maria Mică? Sfânta Paraschieva vă spune ceva? Da, e Sfânta Paraschieva, da. Știți ce făcea ea? Pentru ce este cunoscută? Nu. Ca vindecătoare de boli. Dar ați văzut că mii de credincioși merg la Iași în fiecare an să se închine la ea. Ați fost vreodată sau? Nu. Și v-ați dori să mergeți? Nu cred. De ce? Păi nu cred că simplă atingere sau trebuie să atingi ca să te vindeci de ceva. Bă, eu cred că e suficient să te rogi. Da, e Sfânta Paraschieva. Ce a fost sfânta asta? Ce a făcut ea? Pentru ce e cunoscută? Pentru vindecare, nu știu, să zic. Vindecare unei boli, sau știu eu. An de an merg credincioșii la Iași să se închine la moaștele ei. Ați merge? Ați fost vreodată? Aș merge, dar e treaba de bani. Noi pensionarii care avem bani să poți să nu putem merge. Aș fi masă. Aș fi plecată, că am văzut că din toată țara și facem și din sănătate merge. Dar noi, și mai amărăți, nu putem merge. Aș fi vrut să mă duc, cinstit, dar nu e posibilitate. Praznicul impune însă și interdicții în această zi, pe care oamenii satelor continuă să le respecte. Așadar, de Sfânta Paraschiva se ține post și nu se lucrează nici la serviciu și nici în casă pentru a te feri de pericolul durerilor de ochi și de cap. La țară, bătrânii nu făceau nici focul în această zi. Peste 54.260 de români își sărbătoresc astăzi onomastica cu ocazia Sfintei Cuvioase Paraschiva. Cele mai frecvente prenume sărbătorite sunt pentru femei Paraschiva 48.312, Parascheva 629, Chiva 627 și Chivuța 584, iar pentru bărbați Paraschiv 3810, Chivu 294 și Paraschev 7.